părinți credincioși nu spun nimic nou afirmând că Părintele Cleopa a fost cel mai mare duhovnic al secolului nostru și se menține în amintirea noastră. Prin toată viața lui, prin toată ruga lui, prin toate scrierile lui care ne rămân, a fost un mare duhovnic nu pentru că a știut să asculte sau pentru că a știut să vorbească, ci pentru că a știut să îndrume și să stăpânească duhovnicește. El a realizat marea performanță a duhovnicului de a nu fi doar confesor, ci de a fi și prieten și călăuzitor. Părintele Cleopa ne-a dăruit tuturor, de-a lungul deceniilor, nu numai iertare de păcate sau mustrare, ne-a dăruit speranță. El ne-a fost tuturor celor care am trecut pe la scaunul său prin chilia lui izvor de speranță pentru miile, zecile și sutele de mii de credincioși din toată țara care au ascultat cuvintele. Părintele Cleopa a fost un viteaz al duhovniciei noastre românești. A făcut prin mănăstirea Țigăstria un atos al poporului român, dar raza lui a strălucit din hotar până în hotar și dincolo de hotare. El a fost acela care a înflăcărat, iar de-a lungul deceniilor de dictatură a plas de la mine acest adevăr. Dictatorul ținea în palmă un mic aparat de represiune. Părintele Cleopa ținea în palmă poporul român întreg prin toată credința și vlavia lui. Prin aceasta a fost un dătător de speranțe și un întăritor de suflete. Altfel ca om, Părintele Cleopa era înțeleptul cu minte de bătrân și cu suflete de copil. Plângea ca un copil, se supăra ca un copil, râdea ca un copil și se bucura ca un copil. Rar pe lume ne este dat să vedem un asemenea om, curat la suflet și fără vicleșug. Părinte Cleopa, în seara aceasta, Moș Nicolae le aduce darul copiilor cu minți. În seara aceasta, Moș Nicolae îi va face un dar copilului Cleopa. Îl va aștepta la poarta împărăției cerurilor. Îi va deschide alături de Sfântul Petru și le va înfățișa lui Dumnezeu. Și va spune: Doamne, iată pe copilul Cleopa. Pe acesta Tu, prin preasfânta Ta Maică, l-ai ales de la vârsta de un an să Te slujați și să-Ți mărturisească. Primește-l pentru că Tu l-ai ales, Tu l-ai chemat la Tine și de acum în curtele Tale fă-i să lași. În toamna anului trecut am fost aici și ca de obicei am urcat la chilia de sus a părintelui Cleopa. Am stat de vorbă. La sfârșit ne-am îmbrățișat, ca de obicei. Dar mi-a spus: de acum ne vedem la poarta raiului. Până atunci să vii la mormântarea mea și să-mi cânti veșnica pomenire. Veșnica lui pomenire.